Iubiți frați și surori, obișnuiesc, dar nu din obișnuință, îmi este drag, așa cum cei care lucrează pentru rege sau regină, nu îi spune ciar sau săr, măestate, e un cuvânt specific adresat regelor sau reginei. Din toată inima doresc să zic și în seara aceasta, binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. O fată de 17 ani, îmbrăcată în haine albe, așteaptă viza de plecare. Am lăcrimat toată seara. Am văzut ceva ce n-am văzut din 2002. Eram la noi, la biserică, la Chicago, și am auzit cântare. Venea de undeva, se cânta. M-am gândit că e ceva care undeva e an, ceva, un aparat, dar melodia era diferită de melodiile care noi le auzim aici. Deodată a dispărut ceiling-ul și peretele și dinspre downtown Chicago venea o ceată de îngeri. Cântau, în fața lor era unul și mergeau așa, nu erau în picioare, așa, zburau, vineau cântând. A trecut prin dreptul bisericii noastre și cel din față s-a uitat și mi-a zâmbit. Au trecut 20 și ceva de ani. Ei, dar în seara asta i-a dat Domnul bucurie mie mare. Din spatele building-ului de aici, cam la jumate de kilometru sus, în aer, era o ceată de îngeri, a câte 10, în coloană, în rând, numărat 10, erau 100 de îngeri. Și cântau, au cântat două cântări. Nu erau în franceză, nu erau în românește. Era unul conducător a acelei cete, era în față. Și mi-a spus cel din față, după ce s-a terminat a doua cântare, spune-le, mai este loc și în curând vine împăratul. Și au luat zborul și s-au dus, s-au intrat în nori, s-au dus. Nu e singură Adriana. De 20 și ceva de ani n-am mai văzut așa. Mă întorc acasă la Chicago bucuros. Lumea nevăzută a lui Dumnezeu, oștile cerești sunt puse în mișcare în Canada, în America și pe întreg pământ. Există o împărăție a Domnului Hristos, care ei nu dormitează și ei lucrează, împlinesc porunci, îngerii sunt duhuri slujitoare și ei au fost trimiți o ceată de cântăreți ca să cânte. Mă voi întoarce acasă bucuros, voi povesti acasă, așa cum povestesc de multe ori ce am văzut în 2002. Mi-a spus Adriana după terminarea serviciului că mama ei nici ne-a spus că o cheamă și Mara. N-am știut că o cheamă și Mara.
Și aici s-a vorbit de dimineață de Mara, de apa aceea care era amară, nu se putea bea, dar Domnul a îndulcit-o. Și în seara aceasta, Mara a fost îndulcită de Duhul lui Dumnezeu. Și e cel mai frumos, cel mai minunat lucru din noroiul lumii acesteia, negru hidos. Cine iubește noroiul? Nimeni. Ei, dar din noroiul acesta, o mână măiastră a făcut un chip, a făcut un om, a început zidirea. Și vreau să vă spun că ce face el, face bine. Din noroiul nebăgat în seama lumii, face un bebelou, un vas, un pahar în mâna împăratului și te miri, trudiți, împovărați, necăjiți, cu lacrimi pe ochi, în același timp cu mare preț și valoare în mâna olarului. În această seară mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre o farmă, despre un loc care, dacă eu l-aș avea, l-aș vinde repede, că n-are rost să-l țin. Am înțeles în seara aceasta, mă uitam aici în Scripturi, de ce mai ții farma aceasta? A ieșit sămărătorul să seamene și auzi, numai cu un cor a rămas. Un cor. Sunt patru modele, dacă vreți, patru părți de pământ care sămânța a fost sămănată și s-a pierdut. Ai mai ținea o grădină care, un pom care face numai două crengi de cireșe? Oh. Soarta omenirii, aici e vorba nu de unul singur, de o livadă a unui om, aici e vorba de o națiune. Și dați-mi voie să vă spun, dacă Dumnezeu compară cele patru părți de pământ cu o națiune, eu pot să compar seara aceasta, și nu greșesc, cu globul nostru pământesc. 8 miliarde de oameni. Dumnezeu seamănă sămânța prin radio, televiziune, evangelizări, grupuri, oameni la servici. Aruncă sămânța și Evanghelia se propovăduiește pe calea aerului. Oriunde te întorci, găsești un tratat. În aeroport a găsit odată și în ăla de la avion în față, care ține pentru ca să zbori, îți arată directivele în caz de... Și acolo am găsit un tratat. Dar mă întreb dacă numai un cor. Și mă uit la ora actuală, niciun cor nu mai este. Din cor aceea, unul a adus 100, altul 60 și altul 30. Eu mă uit acum, cei mai mulți suntem cu 30. Eram odată la rugăciune, oameni puternici, bătrâni, oameni grei înaintea lui Dumnezeu. Și prin Duhul Sfânt Dumnezeu a spus, niciunul nu aveți 30, cel mai mult avea unul 19. Am plâns toți. Ne-am uitat unul la altul și a spus, Doamne, cum se face să ai 30? Erau oameni cu nume acolo, păstori, proroci, dar niciunul, a spus Duhul Sfânt, nu-i 30. Mă întreb, dacă nici 30
unul are 30, 60, 100, mă întreb atunci, ce merităm noi? Cât de drept este cuvântul, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ce n-am făcut, vie mele? Ce n-am făcut? Ce n-am făcut cu pomul care nu aduce rod? L-am săpat, i-am pus îngrășământ, l-am îngrijit, l-am curățat, i-am dat un an, doi, trei ani. Ce n-am făcut? Ce n-a făcut Dumnezeu omenirii? Pe 8 miliarde îi hrănește zilnic. Înjură, blastămă, se închină la petre, la pom, la... Și Dumnezeu se uită și spune, dar ăla vă dă mâncarea, statuia aia, un Buddha. Nu. Și m-am uitat în Scripturi în seara aceasta. Dușmanii, dacă vreți, rodirii noastre, sunt câțiva, nu-s mulți la număr. Unul sunt păsările, păsările. Auziți, păsările. Mama, când trăia și eram copii, punea în ogor, dacă unde avea câinii, sau, mă rog, punea așa un pantalon, o haină agățată în ceva ca să sperie păsările. Sau o ilice mică cu un clopoțel care, bătută de vânt, făcea gălăgie să nu vină păsările să-i mănânce acolo. Căutau oamenii să alunge păsările, dar mă întreb, ce fac oamenii din vremea noastră de acum ca să alunge păsările care vin la minte? Știți că și în locul acesta sunt stoiuri de păsări, stoluri de păsări? Unul face în continuu cacioara. Doar ce este aici, aia se aude. Croncănește. Altul ca și cocostârcul. Bate cu clonțul ăla. Ciocul ăla. Păsări. Dar e interesant că nu se văd păsările astea, noi le vedem. Dar astea care vin la minte, nu se văd. Sămânța e semănată. Dar auzi, vine o pasăre și o mănâncă. Noi cunoaștem papagal, gaiță, cioară, rândunică, multe. Dar ați auzit de o pasăre care spune, nu azi. Nu azi. Nu acum. Ați văzut pasărea asta? Vine și acasă. Intră în living room. Ușile sunt închise, geamurile sunt închise. Zice, hai să ne rugăm. Nu acum că sunt ocupat, trebuie să fac un call, un telefon. O păsărică a venit. Aveai șansa să te rogi cu copiii înainte de culcare. Nu erau adormiți. Dar tu ai un call important. Tu ești prim-ministru. Un call important. Și copiii s-au culcat, s-au adormit. Și spune soția sau soț, de ce n-ai vrut? Nu puteai să amâi 5 minute? Să... În seara asta, o păsărică, nu acum, sunt busy, sunt busy, ocupați. Vedeți ce ușor vine pasărea? Nu-i geamul deschis, nu-i ușa deschisă, dar ea mănâncă sămânța, nu mănâncă orice. Ea nu mănâncă petriș, bobițe de nisip. Ea caută sămânța. Când s-a semănat, ea zboară să caute sămânța. Și Dumnezeu aruncă sămânța în adunare. Aruncă sămânța în inima ta printr-o cântare când mergi pe mașină. Asculți un cuvânt, o profeție. Zice, Domnule, extraordinar, Dumnezeu mi-a vorbit azi. Mă hotărăsc, gata, voi face altfel, mă voi schimba. Și mai merge o mailă, două, un kilometru, doi.
Și te sună altcineva și vine o păsărică. Zice, nu vrei să faci un business cu mine? Dar cât câștig? Dar ce-i? Cum e? Bă, dar nu poți să mergi duminică dimineața la o nare, că uite, business-ul ăsta așa e de natură. Cât am renunțat? Dom'le, nu accept geabul ăsta, că e geabul pus exact când se merge la adunare. Cel mai mare, unul dintre sportivii mari, am auzit la news, la noi, de la fotbalul american, un golgheter din ăsta care, foarte bun, a făcut cuit, tot o să ții cu tine, milioane de dolari. Am luat botezul și m-am pocăit. Și toate antrenamentele mele și jocurile, echipe, e duminica și duminica eu mă duc la adunare. Dacă schimbați voi meciul, îl puneți luna, vin. Și-o spus ei nu. Apoi nici eu nu vin. Dom'le, n-ai minte, milioane, sute de milioane pierd. Să pierd. L-am ales pe Hristos. A venit o pasăre. Vedeți, sunt păsărele mici și păsărele mai mari. Vă amintiți pe vremea lui Avram, a adus jertfă și a venit spre seară și el trebuia să păzească, să nu vină păsările să-i răpească din jertfă. Vă amintiți? Ei, câte jertfe nu avem noi de adus? Dar eu întreb, păzim jertfa care noi o aducem de păsărele, de păsări? Sau, Doamne, am făcut altarul, uite, am mers la adunare, am adus jertfa, am stat 3 ore, acum am terminat, gata, închinarea e gata, jertfa e gata. Auzi, spre seară, el păzea să nu vină păsări, era acolo altarul și jertfa Avram. Deci un somn adânc. Și unii frate și apoi pentru că a adormit acum la jertfă, nu se dorme, dar în somnul ăla nu putea să-i vorbească Dumnezeu oricum. A venit un somn adânc și în somnul acela adânc a avut cea mai mare profeție, Avram. Avrame, sămânța ta va fi robă. Ce s-a gândit patriarhul atunci? 400 de ani. Uite, așa va fi viitorul tău. Era la jertfă, auzi, a păzit să nu mănânce păsările din jertfă. Era omul și în somnul acela adânc care Dumnezeu i-l a dat, Dumnezeu i-a vorbit. În seara aceasta Dumnezeu mi-a vorbit mie prin corul acela frumos. Aș vrea să-l văd în fiecare zi. Să-i aud, să mă trezesc cu ei cântând, să adorm cu ei cântând. Mi-ar place foarte mult și toată viața mea aș vrea să văd îngeri, să văd slujitori care împlinesc dorinți ale oamenilor înaintea lui Dumnezeu și sunt trimiși la vremi hotărâte de El. Dragii mei, o parte spune că a căzut lângă drum și au venit păsările. Mai este o altă parte din farma aceasta, din globul acesta, din națiunea aceasta. Și acum de ce să nu? Și din adunarea noastră. Mă sperii să știți, nu e o glumă, nu e o oratorie, a, predică și asta, nu, nu, e ceva foarte real, foarte adevărat. Și e culmea, e culmea. Auzi, într-un pământ stâncos, n-a prins rădăcini și când vine o prigoană mică, pentru că n-a avut rădăcini, se usuc. O parcată la în locul meu, eu totdeauna parchez la 3-a mașină, fratele, am văzut că parchează numai de la SEM, acolo. Tot așa m-a adus și aici e locul meu. N-au venit unul mai repede și o parcată în locul tău. Da? Lasă că. Mă, dar nu, el nu știe că e locul meu. Auzi, are har în mașină.
Și copiii aud ce-i cu tata. Ei, nu are rădăcini. Știi cum ar trebui invers? Frate, ai parcat în locul meu. Bă, că ți-e murdară mașina. Mâinii vin și-ți iau mașina, dă-mi cheile să-ți spăl mașina. Îți garantez că nu o să mai parchează niciodată în locul tău. Dar ai făcut o faptă care rămâne în cer. Ai rădăcini atunci. Vine o prigoană. Gata, ne se închide adunarea, dar ce faci? Nu este mâncare. M-au sunat zeci de frați că a fost o descoperire că vine iarna și cu tare. Era o problemă spirituală. Dar dacă nu ești la stăruință și nu m-ați o trimite cineva, habar n-ai, nu știi ce-i. Și unul a spus, mi-a făcut provizii pe jumătate de an. Păi să se strică conservele. Mănânci numai conserve după aia. Păi dar Dumnezeu nu poartă de grijă. Este drept, ne dă și înțelepciune. Sar pământul, să-l seamăn și cel ce face să crească e Dumnezeu. Dumnezeu poartă de grijă, dar o parte din sămânță a căzut lângă drum. N-a avut rădăcini și s-a uscat. Câți dintre noi n-au pățit lucrul ăsta? S-a împetrit, s-a răcit, deși nu-l mai văd că vine la noi. Dar ce s-a întâmplat? Nu are rădăcini. Niciodată n-am făcut asta, să-i spun la un membru de adunare, să-i trimit, totdeauna îi spun, bă, dar de ce ai, de ce n-ai venit la adunare? Uite, am avut problema asta, dar dacă i-aș spune, băi, am văzut că tu nu mai ai rădăcini, te usuci. Zice, frate, dar ce ai cu mine? Auzi, când îi spui adevărul de la X-ray, nu-i prea, dar dacă îi spui așa frumos, bă, mai încearcă cumva, mai pune niște pământ pe stânca asta. Dar nu problema asta. Problema este că pământul nu-i bun, e stâncos. Trebuie pământ ca rădăcina să se ducă adânc. O altă parte. Dar este o altă parte, spinii. Ei, la spini, este mult de vorbit aici. Am să citesc ce spune pilda. Sămânța căzută între spini, versetul 22, este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia, 20, 24, 21, da? A secolului 21, a veacului acestuia. Și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt. Înșelăciunea bogățiilor. Eram cu un frate în România, avea o mașină foarte scumpă și stătea lângă mine în adunare. A venit și el la evanghelizare și îl văd tot frământat și zic, dar de ce ești așa îngrijorat? Bani ai, mașină bună ai. Deci, frate, bă, zice, am parcat-o undeva și mi-e teamă să nu o zgâri. El stă în adunare, se predică, se cântă frumos, dar mintea lui că îi zgâre mașina. Vezi ce înseamnă înșelăciunea bogăților? Doar el nu vede că rugina intră în ea, că e pentuită frumos, dar rugina se duce. Dar nu se leagă. El zice, nu convine să o zgâre cineva. Dar se poate repara zgâritul. Nu e nicio problemă. Dar e mașina scumpă. Dacă era un Chevrolet, nu. Dar dacă e un Jaguar sau un Marzan, e altfel. E steaua în față. Na, vedeți ce spune aici? Sunt spinii, sunt spinii. E foarte greu să trăiești, să lucrezi printre spini, să știți. S-a deschis o adunare în țară, specială, nici n-are loc să-i spun. Dar fac o paranteză, că poate mă înregistrați și aud acolo ei. Ce ziceți dacă am fi toți milionari în seara asta aici? Bogați. Eu întreb, cum ar arăta biserica?
ar mirosa parfum de 300 sau costume frumoase, Armani, ok, rochițe frumoase, tunsori frumoase și mașini elegante afară. Eu întreb, cum ar arăta biserica asta? M-am întrebat de multe ori. Dacă toți membrii ar fi milionari, cum ar arăta biserica ai care eu o păstoresc? Și mi-am dat seama, e foarte greu. Auzi, cu a nevoie intră un bogat. Mai degrabă intră cămila prin urechea acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu are ceva cu bogățiile. Inima mea are probleme cu bogăția. Nu Dumnezeu. Doar banul vine dintr-o mână și merge în altă mână. Eu am bani să mănânc toată viața. Și eu mă îngrijorez când se schimbă, vin democrați și republicani sau nu știu cine vine la conducere. Bă, dar n-o să mai fie și n-o să mai... Dar am trăit când n-o fost. Și n-am dus lipsă că Dumnezeu e stăpân. Dumnezeul nostru e veșnic. Dar vedeți ce înseamnă un pământ, o sămânță căzută? Între spini. Îs plante și ei, dar îs foarte țăpoase. Să nu-ți intri un spin în deget. Îs îngrijorările veacului acestuia. Dar dacă îmi pierd geabul? Dar dacă se întâmplă asta? Și este un dacă din ăsta, asta e altă păsărică. Un dacă, se cheamă pasărea asta dacă. Și asta mă duce îngrijorare și auzi, nici nu pot dormi noaptea. Am întâlnit un student, mi-a spus, frate, am 3 zile de când tocesc cartea în continuu, nu intre nimic în cap. Era deja surmenat, nici nu putea să mai intre. Du-te și te culcă, odihnește-te, rogă-te Domnului, te scol dimineața. Frate, nu pot, vine examenul. Și îmi spune, le face o glumă, du-te tu atunci la examenul meu și eu mă culc. Zic, eu am să mă culc, am avut vremea mea, tu ascultă-mă ce spun. Și l-am mers acasă și mă sună, zice, m-am hotărât să mă culc. Foarte bine, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar mâine dimineață, când mergi la examen, să te rogi Domnului și să spui, Doamne, am dormit, m-am odihnit, mintea mea este clară, acum te rog frumos, pune în mintea mea, ca mintea mea să știe textul care îmi îl va da. Și când o ieșit, la ora 3 după amiază, cânta, zic, ce s-a întâmplat? Ți s-a anulat examenul? Nu, nu, dar l-am trecut cu bine. Am fost al doilea pe clasă. Deci dacă nu dormeam, cădeam. Vedeți, nu trebuie să te îngrijorezi. Dumnezeu lucrează. Asta nu înseamnă să lenevesc, dar să nu pun în stăpânire îngrijorarea pe mine. Să nu pun îngrijorarea pe mine. Dacă, ce am să fac, ce am să mănânc, cum am să trăiesc, El poartă de grijă. Mai este și un pământ bun și asta noi toți vrem să fim. Am să citesc câteva versete tot din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să vedeți ce înseamnă și cum lucrează diavolul ca să ne corupă, să ne întoarcă, să ne oprească, să nu rodim. Hai să vedem. Zice versetul 13, de aceea le vorbesc în pilde, pentru ca ei, măcar că văd, să nu vadă. Doamne, dar ce evanghelizare faci tu? Noi facem ca tot să vadă, tot să se pocăiască. Auzi ce face el. Și măcar că auzi să nu audă, nici să nu înțeleagă. Și cu privire la ei se împlinește prorocia din Isaia care zice, versetul 14, veți auzi cu urechele voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor,
acestui pământ, acestei adunări. Mă scuzați. S-a împetrit. Vedeți? Pământul ăla împetrit? S-a împetrit. Au ajuns tari de urechi. Nu mai aud. Nu mai aud. Dar nu că au muzică sau telefonul e pus aici. Și aia poate să fie să nu mai auzi nimic. Că auzi altceva. Și au închis ochii, ei și-au închis ochii. Nu soarele, nu te poți uita la el. Ei au închis ochii. Gata. Ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Auzi ce spune Domnul. În mâinile noastre vindecarea, în mâinile noastre mântuirea. Și auzi, închid ochii, îmi astup urechile și voit nu vreau. Și dacă Domnul nu lucrează, Domnul lucrează. Dar problema s-eu. Și aici este un verset foarte frumos. Și m-am gândit ce au văzut ei înaintașii noștri. Dar fericii de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Erau alte vremi, alte generații. Ne-au urat de bine nouă. Ce am văzut noi și n-au văzut ei? La ei venea Duhul lui Dumnezeu și pleca de la ei. Dar la împlinirea vremii, auzi ce spune Scriptura, ei n-au văzut aia. A venit El trimis de Dumnezeu. A murit pentru noi și a acceptat suferința și crucea. Și asta eu văd, ei n-au văzut-o. Și astăzi cinci suflete au încheiat cu Domnul legământ. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Amen. Și pe cei care încă vor mai fi. Că Dumnezeul nostru mântuiește și azi. Frați și surori, au dorit înaintașii noștri să vadă o stare a adunărilor care noi le-am avut. De dimineață au fost patru. Și i-a spus la fratele, nu da drumul la apă. Poate mai vine unul. Și uite, a mai venit o fată frumoasă. I-a spus, ea e roche, audă. Dar când mă uit la ea, parcă e făcută pe ea roche asta. Unde au găsit-o așa de repede? Vedeți cum pregătește Dumnezeu când vrei? Îți pregătește și roche, și timp, și apă, și adunare, și program, și tot. În aceeași zi cu mama și cu tata. Și într-o zi, tăticul ei, când va ajunge în împărăția lui Dumnezeu, va spune, tată, asta e Andreea mea, am venit cu ea, asta e soția mea, este și mama. În seara asta va fi o zi de glorie atunci. Ei au privit dinainte și au văzut ce vrem vom trăi noi. Dumnezeu ne va vorbi, va locui cu noi. Duhul Sfânt nu mai merge și vine, numai dacă eu îl izgonesc. Purtați-vă frumos să nu plece Duhul Sfânt de la voi. Trăiți frumos, păstrați pe Duhul lui Dumnezeu, că e singurul care știe calea într-acolo. Și Duhul și Mireasa, El va striga primul, vino Doamne Iisuse. Și doresc din toată inima, cu întreaga adunare, să spunem Maranata, vine Domnul. Frați și surori, ei ne-au dorit de bine, noi trăim acele vremi ce Scriptura le-a vorbit. Revin la ceea cu care am început, ca să am eu farmă aceasta, n-aș ținea-o. Dar încă o dată văd mila
lui Dumnezeu. Dacă numai Andreea, ea în seara asta nu mai e la botez. Dacă numai ea ar fi pe pământ, ar veni Domnul Iisus numai pentru ea. Că Dumnezeu are milă. Are milă de toți. Îmi spunea odată un frate rom, o venit la adunare, era botez într-o localitate. Și el o ascultat și era ultimul candidat intrat în apa botezului. S-a ridicat și îmi spune, zice, eu te cunosc pe tine, eu nu-s de-a voștri, dar vreau și eu să mă duc spre împărăția lui Dumnezeu. Spune la păstor, mă primești și pe mine în apă? Și a spus, te primești, hai să vezi. Și a mers odată, avea o geacă și o scos din buzunări, toată cămașa jos, avea un t-shirt de desubt. Vorbesc cu păstorul, păstorul se uită la el și îi spune, țiganii cerșesc, îi spune păstorul, țiganii cerșesc, tu ai venit să cerșești mântuirea? Și auzi ce spune el. Da, e drept, țiganii cerșesc, dar în același timp, cel ce te-a mântuit pe tine mă cheamă și pe mine. Are și pentru mine un loc. L-am văzut plângând, a intrat în bazin, a fost botezat și când a ieșit, a fugit până la capul altării. M-am zis, mă zic, ce-i cu ăsta? Și a fugit înapoi, o regat. Se întâmplă câteodată la americani, așa în biserică, mai fugă ea, după muzică și muzica după ei. Știi? Dar zic, ce s-a întâmplat cu ăsta? Și el a spus, vreau să spun ceva, aveam o problemă la picior, mergeam și eu. Când am intrat în apă, am simțit o înțepătură în piciorul ăla. Și am vrut să văd dacă merg drept și dacă nu mai mă doare. Și nu mai mă doare piciorul, Dumnezeu mi-a vindicat piciorul. Auzi, când a intrat în apă, Dumnezeu e Dumnezeul care face minuni. Frați și surori, închei cuvântul meu, binecuvântat să fie Domnul care are milă de noi. Amin. Și din seara aceasta, haideți cu toți să luăm o hotărâre bună, să fim pământul bun în care cuvântul lui Dumnezeu să rodească în noi, să se audă cântare, să se audă un cuvânt din psalmi, să se audă în casă de dimineața când ne trezim. Aveam un prieten păstor la Iud, am dormit la el odată și când ne-a trezit dimineața, el a spus, Good morning, Jesus! N-am auzit asta la nimeni. Și deodată din toate camerele copiii au spus, Good morning, Jesus! Toți în cor. Mă, ce frumos e așa. Dar când auzi așa, e gata cafeaua! Ți-ai luat hainele! Dar rugăciune nimic, tare nu, voie bună nu. Nici Eva Gudei nu-i mai spune. E mare diferență. Dar ce face diferența? Prezența pământului bun și a sămânței care au fost aruncate în pământul bun. E roda care Dumnezeu ne binecuvintează să o aducem. Dumnezeu se binecuvintează Biserica de Morial să aducă rodă 100%. Să auzim și noi de la Chicago, Domnule, este un lan acolo, se leagă în vântul vremii, e așa de frumos crescut și va veni vremea secerișului. Dumnezeu va culege orice bou de aici, de Montreal. Și vom fi mutați dincolo, în împărăția dragostei lui. Andreea, vei fi și tu acolo. Adriana, vei fi și tu acolo.
pe fata mea o cheamă Andreea de asta. Ok? Și nu va mai fi Mara. Dumnezeu schimbă. Mara e un nume frumos totuși. E locul unde Dumnezeu a făcut minune, a îndulcit. Și din seara aceasta Domnul a îndulcit familia aceasta. Tata, mama și fata. E o mare biruință a Domnului Iisus. Se cuvine din toate rând, zice, binecuvântat să fie Domnul care a mântuit familia aceasta. O mai așteptăm și pe bunica. Domnul Iisus o binecuvinteze și pe ea. Ca Domnul să se îndure de ea și în ziua aceea să fie toți împreună, o turmă și un păstor. Rămâne pe pământul bun, că mila lui Dumnezeu este mare. Și dacă totuși suntem din celelalte pământuri, mai avem șansa în seara aceasta să facem un transfer de pământ. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă las în mâna Domnului, să auzim de bine și harul și pacea Domnului să fie peste noi toți. Amin.